Salutare! În episodul de astăzi vorbim despre becurile de frână. Ei bine, mai multe veți vedea în imagini, pentru că eu mi-am depus comanda cu mai bine de o lună înainte pe același site chinezesc pentru niște becuri LED care să fie mai performante, mai intense față de cele de halogen clasice care erau pe spate. Dar mai multe vedeți în video, așa că vă explic pas cu pas și vă arăt cum se vede pe timp de zi și cum se vede pe timp de noapte. Rămâneți și vă uitați pentru a îmbunătăți această funcție a becului de frână, pentru a fi mai intens și mai bun, în sensul în care halogenul, știți că se încălzește, iar LED-ul nu produce atâta căldură, da? Când stăm în trafic și stăm cu piciorul pe pedala de frână apăsată, atunci producea o căldură mai intensă și n-am nevoie de acea căldură în acel spațiu al topurilor. Hai să vedem pe video ce și cum. Iar după cum vedeți și voi, în timpul zilei, când lumina e mai intensă, mai ales atunci când soarele dă în spatele mașinii, efectiv sunt mult mai diminuate, parcă nu par așa de intense ca și la cele noi care au LED-uri. Și așa este intensitatea pe timp de noapte, mult mai intense, noroc cu foliile pe spate. Dar parcă totuși roșul stopului de frână este egal cercurilor LED. Acum că am luat stopul jos, ne rămân cele două șuruburi de dat jos și văzut partea de interior. Așa, și mai țineți minte episodul cu adaptările făcute, ei bine, locurile prin care trece și unirea. Nu pot așa, pentru că acesta este aluminiu și e mai greu cu aluminiu, nu se costurește și de-abia am reușit să bag firele sub. Acum, pentru că inițial mașina venea cu cele două becuri la fel pentru poziție și doar cel superior era pentru frână, efectiv, și după modelul de circuit ce se vede aici, acesta nu făcea frână, l-am adaptat eu prin această punte să-mi facă frâna și atunci, având câte două pe fiecare, acestea sunt comandate pentru a le înlocui cele clasice cu LED-uri și probabil într-un final toate vor veni cu LED-uri pentru a fi consumul cât mai mic și intensitatea cât mai mare. Dar vreau să încep cu cele de frână pentru că astea v-am arătat pe video că parcă se vede cel mai slăbuț. Tipul de bec de care aveam eu nevoie este BAY15D, adică piciorușele sunt asimetrice, unul mai sus, unul mai jos. Așa arată LED-uri. Roșii sunt două piciorușe jos. Și după cum vedeți, piciorușele unul mai sus, unul mai jos. Bun, am pregătit de o probă, efectiv să vedeți intensitatea lor așa. Și încercăm acum. Acum că ne-am schimbat, cel de pe stânga este cu LED-uri, cel de pe dreapta este cu bec normal, halogen. Acesta este stopul drept, aceeași procedură repetăm și aici. Don't leave me
oricum amândouă stopurile sunt pe LED-uri și o să vedem diferență atât ziua. Cât și noaptea. Ele arată așa. Iar dacă ați înțeles ideea pentru ceea ce schimb, becul de halogen avea o lumină albă, iar lentila de la stop era roșie. Acum becul are lumină roșie, lentila este roșie, deci efectul roșu este mai intens și am de gând în mare măsură cam toate becurile să le trec pe LED, dar asta pe viitor. Mersi pentru vizionare! Vă aștept la un nou episod, o nouă îmbunătățire cu Mica Bestie, dar până atunci vă doresc numai bine și să ne revedem cu bine. Pa, pa!